dimineața, iată că într-un singur weekend am trecut de la vară și 24 de grade la iarnă, un grad la această oră în București, și astăzi mergem doar până la 3 grade în capitală și ninge, după cum puteți vedea. Vreme aspră așadar, precum au fost și veștile în acest weekend legate de coronavirus, însă până să vă spun despre coronavirus, vă mai spun că și meteorologii ne dau vești proaste pentru aceste zile și avem un cod portocaliu de ninsori abundente, valabil până miercuri dimineața, în 12 județe din Oltenia, vestul Munteniei, sudul Banatului și Carpații Meridionali. Aici se va depune strat consistent de zăpadă, iar vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră. De asemenea, este și în București cod galben și în munții orientali, munții Apuseni, sudul Transilvaniei, iar în Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei se semnalează intensificări ale vântului. De asemenea, sunt ninsori moderate în aceste zone în care este codul galben. Vă spuneam despre coronavirus, ei bine, la ultima raportare, cea de ieri, de la ora 13, au fost 66 de cazuri noi de COVID-19 în România, ceea ce ridică numărul la 433 de persoane infectate cu acest virus de la apariția sa în România. Vorbim și de 3 decese, din păcate, toate înregistrate în cursul zilei de ieri. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 67 de ani din Filiaș. De altfel, atunci când a fost depistat cu COVID, întreaga unitate de primiri urgențe a spitalului a fost închisă. Mai vorbim însă și de un bărbat de 74 de ani care era internat la spitalul Victor Babeș din București. El a fost transferat de la spitalul universitar și s-a creat un întreg scandal la acest spital. În acest weekend, managerul spitalului a fost schimbat după ce corpul de control al Ministerului Sănătății a găsit deficiențe vis-a-vis de modul în care au fost implementate măsurile pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. De altfel, spune corpul de control că abia după ce a fost depistat acest caz de coronavirus din spital au fost luate măsurile necesare combaterii, atât la nivelul pacienților cât și medicilor. De altfel, se pare că acest bărbat a fost testat abia după 4 zile în care prezenta febră și tuse și era internat în spitalul universitar. De asemenea, vorbim de un bărbat de 70 de ani care a murit aseară în Iași. El a venit de la Piatra Neamț, însă se pare că nu călătorise în nicio zonă cu risc și nici nu a avut contacte cu persoane infectate cu COVID-19. De altfel, se fac anchete în continuare pentru a stabili ce s-a întâmplat cu aceste persoane, însă aveau toate aceste trei persoane și alte afecțiuni cronice. Adina, am văzut peste weekend noi recomandări, s-au luat noi măsuri. Din ce știm, sunt doar recomandări, nu s-a modificat foarte mult și legea. Ce detalii ai ca să înțeleagă și oamenii de acasă? Avem și măsuri dispuse în acest weekend. Vorbim pe de o parte despre închiderea cabinetelor stomatologice, vorbim însă și de închiderea mall-urilor, mai puțin a spațiilor comerciale în care funcționează mai multe magazine care au ca scop comercializarea produselor alimentare, veterinare și farmaceutice. De asemenea, avem și recomandări de a ne limita pe cât posibil deplasările pe timpul zilei până la ora 22 și vorbim de limitarea acestor activități la cele legate de lucru, cumpărături, mersul la medic sau ajutorarea persoanelor dragi. De altfel, pentru orele 22-6 dimineața există restricții în acest moment. Practic, nu mai avem voie să ieșim pe străzi decât dacă ne deplasăm pentru mersul la lucru, cum am spus, sau dacă avem o urgență. Iar dacă o facem, va trebui să avem asupra noastră fie legitimația de serviciu, fie o declarație pe proprie răspundere care să spună clar motivul deplasării și care să conțină, de altfel, toate datele noastre de identificare. A fost publicat și un model de declarație care poate fi completat de mână, însă musai să conțină toate datele cerute de autorități. Mulțumim, Adina!